liceenii și mai târziu studenții și nu numai, pe lângă ei, mai tot timpul renuim ansamblu. Care copil sau tânăr își dorește să activeze în cadrul unui ansamblu, dacă e până la clasa 8-a, vine la clubul copiilor, dacă e peste clasa 8-a, la noua, deja la casa de cultură, da, chiar dacă nu știe să danseze, lucru. Aici învață să danseze, să îmbrace costumul popular. Am reușit pe performanțe frumoase și cu un ansamblu și cu celălalt, cu cei mici am reușit să facem și imprimări, două albume avem la activ în cei 11 ani de activitate, unul de țipurituri de grup și individuale, celălalt de colinde, iar cu cei mari încercăm acum să punem bazele unei imprimări, avem pregătite material, dar în schimb cu cei mai mari am participat la o serie de festivaluri internaționale și naționale de folclor. Ultima noastră ieșire a fost participarea la Praga, în Cehia, la un festival internațional de folclor și artă meșteșugărească, unde a fost și Cristi cu mine. A fost mire, pentru că am prezentat într-o seară Bucea de nuntă și într-o altă seară, pur și simplu, suită de dansuri, recital și așa mai departe. A fost bine primit acolo. A fost foarte bine perceput și primit. Cristian, și... tu locuiești la Cluj sau la... sau la Negrești? Da, locuiesc momentan la Cluj pentru că soția mea, pe care o salut pe această cale, nu știu dacă ne vede sau ne urmărește, dar cu siguranță e în spatele meu tot timpul. Ne va urmări pe internet în mod cert. Soția mea e studentă și bineînțeles că atâta timp cât mai are studii de făcut, absolut, e o șancă de-a voastră? Sau e o șancă născută la satul mare, adică la oraș, dar e o șancă de origine. Aha, e minunat. Și te sprijină, te lasă să mergi la spectacole, la nunți sau mai greu așa? Bineînțeles că mă sprijină atâta timp, acum făcând și o glumă, cât știe că ne intră monetar așa în casă, atunci da. Bine, bineînțeles. Este o fată deosebită, dă-mi voie să-mi lau Dionora, să-mi spun perfect, eu. Atunci. Este deosebită când are timp și permite și timpul, ne însoțește. Ne ne face fotografii, aude ce spun cei de jos, de lângă scenă și ne transmite și se ocupă și de Cristi și de noi. Deci este de acord cu ceea ce facem, chiar ne felicită. Este minunat și tocmai în acest context vă invit să ascultăm alte cântece ale lui Cristian Enache, filmate aici în studioul nostru. Acasă, lai, la, lai, lai, lai. Țin eu Doamne sănătoasă, lai, la, lai, lai, lai. Și mi-o ține tare bine, lai, 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 lai. Că mă iubește pe mine, lai, 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 lai. Lai, 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 că-i mândră și tinere, lai, 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 lai. Îi cu minte și frumoasă, lai, 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 lai. Și are grijă de casă, lai, 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 lai. Lai, la, lai, lai, lai. Nu o dau pe toată lumea, lai, la, lai, lai, lai. Nu o dau pe nimic în lume, lai, 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 lai. Că-i stă bine lângă mine, lai, 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 lai. Lai, la, lai, lai, lai. Tot cu ea vreau să trăiesc. Lai, la, lai, lai, lai. Să avem doi copii frumoși. Lai, 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 lai. Cu care să fim faloși.
și lai, 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 că o viață te-o iubi, lai, 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 și-ncă o viață te-aș avea, lai, 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 că pe tine te-aș lua, lai, 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 și de azi până voi muri, lai, 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 de tine te-o iubi, lai, 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 lai. Emisiunea La Izvor de Cânt și Dor continuă, stimați telespectatori. Invitați în studioul postului nostru de televiziune îndrăgita interpretă a cântecului popular roșenesc Maria Tripon și fiul său Cristian Enache. Maria, iată, ești mândră, povesteam de faptul că ești mândră cu Cristian, cu faptul că, iată, el calcă frumos pe urmele tale, dar știu că mai ai încă doi copii. Ei s-au apropiat de cântec, cântă careva din celălalt doi? Sau numai Cristi a luat harul de la mama? Nu, toți trei au luat harul de la mama. Cred că cu asta m-a bucurat Dumnezeu că nu mi-a mai dat și o fetiță, ci toți trei sunt băieți. Cristi, după cum ați văzut, și-a ales drumul acel de solist. Mijlociu Ionuț, care tot în această lună și aniversează ziua de naștere, face 21 de ani, el cânte la saxofon, pentru că și el și-a ales muzica și el dansează în cele două ansambluri, când am nevoie, ori dincolo, ori dincolo, vine și dansează, dar și-a ales să studieze un instrument și-a ales saxofonul, ca să-l poată ajuta pe frate său când merg la cântări. Agnunț, e mie foarte bine. Exact. Nu s-au gândit rău, cel mic, deloc. Cel mic, în momentul de față, este căsătorit. El s-a căsătorit la 18 ani, anul acesta face 20. Avem nunta cu el în repede. August. S-a grăbit, asta nu înseamnă că a părăsit muzica, pentru că și atunci când este acasă, din întâmplare, că acum e plecat în Anglia să-și facă bănuți pentru nuntă. Când super. Este acasă, am vreo acțiune, avem vreun spectacol, imediat îmbracă costumul popular și urcă pe scenă alături de ceilalți dansatori. Lucru care mă încântă și mă face deosebit de fericită când îmi văd feciorii pe scenă lângă mine. Este o familie de artiști, stimați telespectatori, este un lucru minunat și cred că Maria Tripon este cea mai fericită mamă din lume, mai ales că vede că fiii săi îi urmează, îi calcă frumos pe urmă și încearcă să ducă mai departe această zestre inestimabilă a spiritualității românești din ținutul de unde vin ei, din țara Oașului. Maria, iată, așa cum spuneam, te-am invitat astăzi în spațiul emisiunii noastre pentru că peste două zile vei împlini o frumoasă vârstă. Care sunt, să spun așa, dorințele Mariei Tripon acum în prag de ceas aniversar? Ce ți-ai propune pentru viitor, pentru că încet, încet ne apropiem de finalul întâlnirii noastre cu această emisiune, timpul ne presează și vreau să știu care sunt proiectele tale de viitor. Mai întâi mi-aș dori să fiu sănătoasă, să pot să-mi duc proiectele de viitor mai departe, după aceea, pentru că n-am mai trecut de mult printr-un studio de înregistrare.